priviți, aproape zăpada a astupat mașinile, aproape le-a astupat. Este multă zăpadă în jur, da. Strașnic. Ieri două coreți trebuia să-mi vină la poștă, dar mi-a venit doar unul și să-l deschidem pe cel de azi. Și asta e. Asta e. Asta e. Așa am știut. Este paleta de culori. Iată. Este foarte micuță, este foarte micuță, uitați-vă cât mâna mea. Este foarte micuță. Deci, să o testăm. Este să vedem cum. Am aici un colet și vreau să-l deschid mai repede. Încă un colet din ianuarie. Iată ce era în interior și să deschidem. Aceasta este sticla, probabil. Și aceasta este... Acesta este bumperul și aceasta este sticla. Iată ce a fost în acest colet. Nu dați pe alt canal. Deci ce avem? Avem... acest bumper pentru mobil. Aici sunt guide stickers oarecare. Aici sunt salfete 1, 2, pas. Iar aici este sticla propriu-zisă. E scălită. Iată sticla. Și acum și încerc acest bumper la mobilul meu. Sticla voi aștepta până va veni sora mea să mi-o lipească, că ea poate mai bine. Eu niciodată n-am încercat. Iată cum arată mobilul meu cu bumperul fost și acum și-l pun pe cel nou. Nu știu de ce cam greu el a intrat, dar iată. Cu logotipul Asus, că mobilul meu, cum îmi place mie, este de o culoare bej surie. Dar nu știu, mai bine comandam vreun bumper mai colorat, să nu fie tot acesta văzut. Așa îmi arată mai simpatic dacă bumperul este cu ceva nuanțe, culori, decât transparent. Vă știu alta, da. Bună ziua, prieteni! Astăzi vreau să vă spun cum eu împart bugetul pe zone. Și să începem. 1. Mâncarea. Pe ea cheltui 10% din venit. 2. Igiena și cosmetica. Pe igiena și cosmetică cheltui 5%. Hainele. 3. 10%. 4. Serviciile comunale. 25%. Aceasta este minimul existențial. Iar dacă mai am bani și mai am necesități, mai departe ne ducem. 5. Internet. Acesta este 6-12% din venit, 12,5%. Pleduri și albituri, acesta este 6 și constituie în total 12% din venit. 7. Tehnică, adică ceva mobil, computer, gadgeturi, ceva tehnică pentru casă, planșet, 12%. Și 8. Banii grămădesc, care îi grămădesc, tot 12%. Da, eu grămădesc încă și bani. Și în total este aproximativ 100%. Calculați dacă nu credeți. Asta e tot. Vă urez succes și vă pup pe toți. La revedere!